Astăzi voi explica un film american numit Bubble Boy. Un băiat pe nume Jimmy Livingstone se naște fără imunitate. Chiar și un mic germen îl poate ucide, așa că trebuie să fie ținut izolat. Nu poate atinge nimic fără ca acesta să fie decontaminat. Prin urmare, va trebui să trăiască într-o sferă de plastic asemănătoare cu o bulă pentru toată viața pentru a supraviețui. Mama lui, doamna Livingston, este foarte protectoară față de fiul ei. Până la vârsta de 4 ani, nici măcar nu i-a fost permis să vină acasă, dar totuși, după ce a primit 4 ani, ea și domnul Livingston îl aduc pe băiețel acasă într-o bulă. Camera lui este o bulă uriașă, astfel încât el poate să meargă în ea. Bula are o pereche de mâini proeminente pe care părinții săi le pot folosi pentru a-l atinge. Toate jucăriile lui sunt decontaminate pentru a fi lipsite de cimei mici germeni și pentru a fi păstrate în bula pe care Jimmy o numește cameră. Doamna Livingstone nu vrea ca el să părăsească balonul, așa că inventează povești cu prințese care au murit pentru că ele au fost eliberate din bulă. Era nevoie să se uite doar la un canal de televiziune și să citească o singură revistă, pentru că doamna Livingstone insistă că sunt singurile produse vreodată. De asemenea, folosește brațele anexe pentru a-l tunde pe fiul său și pentru a-l îmbrățișa. Doamna Livingstone este o naționalistă extremistă, așa că îl învață pe Jimmy numai lucrurile pe care le consideră rezonabile și își impune ideile asupra lui. Cu toate acestea, bietul Jimmy nu știe ce e adevărat viața, așa că este de acord cu asta. Toată lumea din oraș știe despre el și lucrurile nu sunt prea bune. Copiii își pun saci de plastic pe cap și fac mișto de el în fața geamului său. Mama lui încearcă să-l apere tot timpul. Singura mâncare pe care Jimmy o poate mânca este cea de casă, care trece printr-un sistem de decontaminare, într-un tub de plastic, unde doamna Livingstone își pune mâncarea pentru a ucide microbii, înainte ca Jimmy să o poată mânca. Jimmy are acum 16 ani. El povestește că a crescut ca orice alt copil și că este fericit când cântă la chitara electrică. Acesta vede într-o zi că la fereasta lui se află o fată pe nume Chloe, care s-a mutat în cartierul său. A început să-i placă de fată, dar nu poate să facă nimic în privința asta. Mai mult de atât, nu știe nimic despre dragoste și nici despre fete. Mama lui simte pasiunea și îi spune povestea unui băiat care a murit deoarece a ieșit din bula lui. În următorii ani, Jimmy o tot urmărește pe Chloe de la fereastra lui. Deodată, și ea se uită la el. Știe că îi se întâmplă ceva, dar nu știe ce anume. A doua zi dimineață se trezește cu o erecție și rămâne împietrit. Neștiind ce se întâmplă, începe să țipe și o cheamă pe mama lui. Doamna Livingstone intră și face repede jurământul de credință până se calmează. Chloe are un grup de prieteni populari care își bat joc de Jimmy, numindu-l băiatul cu bule. Ea pare să fie defensivă față de el. Într-o zi, bate la ușa familiei Livingston, iar domnul Livingston o lasă să intre. Ea vede sistemul de tuburi de plastic din jurul casei și este fascinată. Ea urmărește tubul și ajunge în camera lui Jimmy. El este surprins și nervos pentru că mama lui este singura femeie cu care a vorbit. Chloe vorbește cu el și îi spune că îi place chitara acestuia. Jimmy încearcă să învețe să cânte folosindu-și mâinile anexate. Începe să recite jurământul de credință în mijlocul actului. Început din acea zi cei doi petrec timp împreună zi de zi. Doamnei Limixon nu-i place prietenia lor, dar nu poate face nimic în acest sens. Urmează un montaj cu ei petrecând timp împreună. Ea îi dă un cadou într-o bulă și aduce și copiii în camera lui de Halloween. Într-o noapte, de ziua ei, Chloe intră beată pe furiș în camera lui pe geam. Ea încearcă să intre în balon, spunând că nu mai poate sta departe de el. Cu toate acestea, ea leșină înainte de a putea intra. Filmul ajunge în seara balului de absolvire. Iubitul ei, Mark, vine să o ia, iar Jimmy este devastat. Mark îi oferă lui Jimmy o țigară, dar el nici măcar nu știe ce e aia. Într-o noapte, Jimmy vede pe Mark și Chloe, care se iubesc în fața ferestrei lui. Chiar în următoarea zi, Chloe vine în camera lui Jimmy și arată inelul de logodnă. Mark îi propusese să se căsătorească cu el. Căsătoria lor este weekendul acesta la Cascada Niagara, iar ea vrea să-l informeze și pe Jimmy. El este dezamăgit, dar nu o arată pe față. Ea i-a dus un cadou pe care îl păstrează în tubul lui de decontaminare, iar Jimmy îl ignoră. În schimb, el îi dă toate cadourile înapoi și îi cere să plece. Chloe pleacă cu lacrimi în ochi. Mai târziu, Jimmy deschide cadoul și vede că este un glob de zăpadă pe care scrie Te iubesc. Surprins, el strigă numele ei și decide să meargă la cascada Niagara pentru a o opri nunta. Lucrează din greu pentru a-și face el însuși un scut portabil cu bule și are în sfârșit succes. Apoi se furișează din casă fără ca părinții să-i să știe. Jimmy este fericit că aleargă pentru prima dată. Ajunge la stația de autobuz și cere persoanei de acolo un bilet de autobuz. Cu toate acestea, Jimmy a uitat să ia bani. Înturerat încearcă să traverseze strada când este lovit de un autobuz. El zboară pe pământ, dar bula lui îl salvează. Oamenii de la autobuz ies și se oferă să-l ajute. Jimmy acceptă asta cu bucurie. El află că oamenii fac parte dintr-un cult religios. Când începe să râdă de ei, îl aruncă furios din autobuz. Cultul ajunge la destinație unde liderul lor anunță că un om care se află într-un glob rotund va fi salvatorul lumii trimis de Dumnezeu. Grupul își dă seama că Jimmy era salvatorul lor de fapt și pornesc să-l caute pentru a-l scoate din glob. Între timp, Jimmy se întâlnește cu un motociclist pe nume Slim. Jimmy povestește despre dragostea veții lui și care se căsătorește cu altcineva. Slim este impresionat și la rândul său îi vorbește despre vechea lui iubită, pe care încă o iubește, numită Wildfire. Apoi îi oferă lui Jimmy o plimbare și amândoi pleacă spre cascada Niagara. Acasă, doamna Livingstone vede că Jimmy a dispărut, așa că se sperie foarte tare. Aceasta alături de soțul ei au pornit să-l caute pe Jimmy, deoarece poliția avea să o facă abia după 24 de ore de la dispariție. Slim și Jimmy ajung la Vegas și opresc să se odihnească. Aceștia se distrează foarte mult la un cazinou, dar trebuie să se grăbească deoarece Jimmy mai are doar două zile înainte de nuntă. Așadar, lasă pe Slim la club și pleacă cu o bicicletă. După ce a călătorit o vreme, acesta face accident cu mașina părinților lui, doar că este propulsat direct într-un tren care merge. El reușește să scape de mama lui, dar acum este prins într-un tren de circari dintr-un spectacol foarte ciudat. Aceștia povestesc despre șeful lor, doctorul Prec, care îi ține capturați și îi folosește în spectacolul său ciudat. Jimmy îl întâlnește pe doctorul Prec, care se întâmplă să fie un pitic. El îl aruncă accidental pe bărbat, folosindu-se de bula lui și îi eliberează pe ceilalți ciudați. Apoi își continuă drumul către cascada Niagara. Problema este că a rămas fără bicicletă, așa că se duce la un restaurant și cere un autostop. Acolo, o grămadă de ofițeri de poliție bat jocoresc un bărbat pe nume Pushpop. Când Jimmy le spune că el s-a născut fără imunitate, toți cred că are o boală contagioasă de fapt și fug de acolo. Restaurantul ia foc în acel haos, iar Pushpop îl ia pe Jimmy la plimbare. El este de acord să ducă la cascada Niagara. În alt cadru, doamna Livingstone ajunge la doctorul Prec, care îi spune că Jimmy va merge la cascada Niagara. Furioasă, mama lui o sună pe Chloe și țipă la ea pentru că l-a făcut pe Jimmy să fugă de acasă. În timp ce vorbește cu doctorul Prec, ciudații circari le fură mașina. Pushpop și Jimmy sunt pe drum, doar că deodată aceștia lovesc o vacă, iar Pushpop este de-a dreptul tulburat deoarece în religia sa vacile sunt sacre. Luându-se după cuvintele mamei sale, Jimmy spune că religia lui este falsă. Push Pop se simte jignit, așa că lasă pe Jimmy pe drumuri. Totuși, Jimmy reușește să ajungă cumva la New York. El îi cere unui bătrân pe nume Pipi. Jimmy se trezește dimineața următoare, în timp ce bărbatul conducea mașina. Jimmy își dă seama că Pipi zace fără viață și mașina face accident și lovește un panou publicitar. Jimmy intră într-un magazin alimentar și o sună pe Chloe. Mark ridică telefonul și spune lui Jimmy să renunțe pentru că este pe cale să se căsătorească. Acum, acesta este fără speranță, așa că o sună pe mama lui să vină să-l ia. Ambii părinți îl duc la ei în mașină. În timp ce doamna Livingstone se duce la toaletă, tatăl îl întreabă pe Jimmy cum s-a simțit pentru prima dată afară. Jimmy rămâne tăcut, iar tatăl lui spune lui Jimmy să nu renunțe niciodată. Înțelegându-i cuvintele, Jimmy aleargă să oprească nunta. Doamna Livingstone vede asta și îl urmărește cu mașina lor. În același timp, Cultul îl găsește pe Jimmy și încep să-l urmărească. Slim, împreună cu prietenii lui motocicliști, vine să-l salveze. Slim tocmai își dă seama că doamna Livingstone este fosta lui iubită, pe nume Wildfire. Se pare că toți conduc pe pista unui avion. În timp ce avionul decolează, Jimmy urcă la bord cu un pilot bătrân. Zboară spre cascada Niagara, dar avionul se prăbușește, făcându-l pe Jimmy să cadă în cascadă. Din fericire, datorită bulei lui, el plutește și nu se poate neca. El reușește să iasă din apă și se grăbește spre nuntă. Chloe și Mark sunt în capelă și își spun jurămintele, când Jimmy intră în biserică, declarând dragostea lui pentru Chloe. Văzând că aceasta este ultima lui șansă de a o convinge pe Chloe, el își pune viața în pericol și își sparge bula pentru a o săruta. Cu toate acestea, imediat după asta, el cade inconștient. În timp ce Chloe încearcă să-l trezească, mama și lui ajung și ei acolo. Doamna Livingstone începe să plângă, iar tatălui lui cere să spună urgent adevărul. Ea mărturisește că Jimmy nu are nicio afecțiune și acesta se trezește brusc. Se pare că ea îl mințise pentru a-l ține departe de relele lumii în toți acești ani, Jimmy este șocat, dar își iartă mama când susține că a făcut-o pentru a-l proteja. În cele din urmă, îmbrățișează pe Chloe în timp ce toată lumea aplaudă. Câteva luni mai târziu, Chloe și Jimmy se căsătoresc. Toți cei care l-au întâlnit în timpul călătoriei sunt acum la nuntă. Domnul, doamna Livingstone și Slim sunt acum un grup. Filmul se termină când îi vedem pe Jimmy și Chloe plecând cu o mașină în luna lor de miere.